Salut și bine ai venit sau revenit pe canalul meu! Astăzi o să facem un clip care sper să fie de mare folos, un clip care și pe mine m-a ajutat pentru că mi-a dat un pic o temă de gândit și de cercetat un pic să vedem de unde ar veni astfel de probleme. Și când spun probleme, mă refer la cel mai recent clip pe care l-am postat legat de sublimare, în momentul în care am printat direct pe Easy Sabri și acolo am întâmpinat niște probleme. Dacă vă aduceți aminte sau dacă mi-ați văzut clipul, ați văzut că am avut niște nuanțe de roz de jur împrejurul desenului și plus urmele rotițelor de la imprimantă. V-am întrebat și acolo dacă vreți să fac un clip despre cum să curățați astfel de rotițe și au fost persoane care au fost interesate să vadă acest clip. Tot acolo am primit niște sugestii de la câțiva urmăritori despre cum aș putea să nu mai am astfel de probleme și vă mulțumesc tare mult pentru că citesc fiecare comentariu în parte și țin cont de el și exact comentariile voastre au fost punctul de pornire să vedem cum pot să-mi rezolv și să nu mai am probleme pe viitor. Așa că astăzi o să fac din nou un test, în momentul în care o să printez o hârtie Easy Sabli cu setările pe care eu le foloseam în mod normal și apoi o să facem câteva ajustări, să vedem dacă putem remedia problema și nu în ultimul rând vom curăța dinții imprimantei. Așa că rămâi cu mine până la final și haideți să vedem dacă putem rezolva această problemă. Aceasta este imaginea pe care aș vrea să o printez astăzi. E o imagine destul de colorată și sper că dacă sunt ceva probleme să le putem vedea. Acum o să vă arăt care sunt setările pe care eu le foloseam pentru a printa o imagine pe Easy Sabli. Dacă e să mă duc la opțiunea de printare, îmi stabilesc că printarea voi face portret pe o hârtie de 10 pe 15 cm, pentru că voi face doar un test. Pentru a printa pe Easy Sabli, eu întotdeauna îmi foloseam opțiunea Epson Matte, iar dacă mă duc la More Settings, îmi alegeam ca și calitate de printare opțiunea High. Acestea erau setările pe care eu le foloseam și haideți să dau drumul și la o printare să vedem cam cum arată rezultatul final. Printul este gata, îl voi lăsa să se usuce și ne uităm la el imediat. Cam așa arată rezultatul final după uscare. Cernala nu mai este acum umedă, însă o să vă dau de aproape să vedeți ce probleme mari am întâmpinat de data aceasta. Uitați cât de urât mi s-a împrăștiat nuanța de negru. Aici, într-adevăr, am ceva probleme pentru că mi-era foaia îndoită și mi-a prins-o imprimanta, dar exceptând partea asta, este clar că sunt ceva probleme de printare. Am chiar și acele rotițe. Nu știu cât îmi focalizează camera, însă am și acele rotițe în această parte, care cu siguranță se vor vedea la momentul aplicării desenului pe un material. Îl vom aplica pe o mostră de material să vedem cum arată în final, însă cred că sunteți și voi de acord că nu arată absolut deloc bine așa. O să mă întorc la calculator și o să fac câteva modificări. Principala problemă pentru ceea ce am obținut eu aici este că, în primul rând, imprimanta printează prea repede, cerneala nu apucă să se usuce și ajunge la acele rotițe, ele se încarcă cu cerneala și atunci automat îmi vor lăsa niște urme pe restul desenului. Iar o a doua problemă este că am o cantitate prea mare de cerneală. Lucrurile acestea trebuie să le ajustăm noi din setările imprimantei, lucru pe care îl facem exact acum. Iar pentru asta mă duc la Printers and Scanners. Îmi selectez imprimanta mea, în cazul acesta un Epson L805, așa cum v-am mai spus. Mă duc la opțiunea Manage, de la Manage la Printing Preferences, iar de aici avem de făcut câteva ajustări pentru a încetini viteza de printare. În primul rând vreau să-mi pun această opțiune de Quiet Mode pe On. Ce este această opțiune? De fapt, reduce zgomotul făcut la printare și totodată îmi încetinește puțin viteza de printare. Eu văd că am opțiunea inactivă, îmi selectez pur și simplu Job Arranger Light și debifez pentru a-mi deveni activă. Nu știu dacă există și altă modalitate de a fi această funcție activă, eu asta am realizat la imprimanta mea. Și acum îmi schimb din opțiunea Off, îmi schimb în opțiunea On. Aceasta este una dintre cele două setări legate de viteza de printare.
Pentru cea de-a doua mă duc la opțiunea More Options, iar aici îmi debifez opțiunea High Speed. Ce reprezintă de fapt această opțiune? Odată ce o aveți bifată, înseamnă că imprimanta voastră va printa în ambele direcții, și de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga. Pe măsură ce se deplasează capetele de printare, se va realiza printarea. Lucru care vă, într-adevăr, vă mărește viteza de printare, însă nu vă garantează un rezultat bun, pentru că spuneam că e posibil ca cerneala, în funcție de hârtia pe care o folosiți, să nu aibă timpul necesar pentru a se usca. Și atunci ajunge cerneala la rotițele imprimantei și mai târziu veți vedea acele punctulețe pe hârtia de sublimare. Deci acum ne-am încetinit imprimanta, iar pentru că am obținut acel efect de cerneală neagră care pur și simplu s-a împrăștiat pe Easy Sabli, o să mă duc la opțiunea mentenanță, la Extended Settings și o să-mi bifez opțiunea Thick Paper and Envelope, pentru că Easy Sabli pe care eu îl folosesc este destul de gros. Vă și spune în momentul în care bifați că această opțiune este pentru hârtie groasă sau pentru printurile în care ați avut acea împrăștiere, să zicem, de cerneală. Cam acestea sunt setările pe care trebuie să le faceți. O să-mi apăs butonul de OK și încă o dată OK. Iar acum vom face curățarea. Acum că am făcut aceste modificări în calculator, nu o să printez deocamdată desenul pe o altă foaie de Easy Sabli. O să facem prima dată curățarea rotițelor și apoi o să refacem testul pe o foaie de Easy Sabli să vedem dacă există vreo diferență între ce am obținut aici și ce vom obține odată ce setările au fost modificate și rotițele curățate. Să-i dăm drum. Haideți să vă arăt ce folosesc eu pentru a-mi curăța acele rotițe de la imprimantă. În primul rând am nevoie de un alcool. Eu folosesc alcool izopropilic. Este același alcool pe care îl folosesc și în momentul în care îmi curăț scănile înainte de a fi sublimate. Este un foarte bun degresant și îl recomand. Dacă nu aveți alcool izopropilic, nu știu, puteți încerca cu un alt fel de alcool degresant, puteți încerca chiar și cu spirit să vedeți dacă reușiți. Același alcool l-am pus în acest mic recipient pentru care încapăt un vârf de care mă voi folosi. Dacă nu aveți un astfel de recipient, cred că v-ați putea lua foarte bine o seringă cu ac. Încercați și cu asta. Eu pe acesta îl am și o să-l folosesc. Pe lângă asta o să am nevoie de o bucată de material. Nu contează la fel, nu contează ce fel de material folosiți. Eu am luat pur demonstrativ un material alb ca să vedeți și murdăria pe care o să o scot de pe rotițe. Deci o bucată de pânză de material. Și ce voi folosi eu pentru demonstrația de astăzi este un carton. Vedeți, e un carton care este destul de gros, deci nu puteți face, nu știu, cu o foaie de imprimantă simplă, vă trebuie un carton puțin mai gros. Cam acestea sunt lucrurile care aveți nevoie să vă curățați rotițele, nimic complicat, dar mergem la imprimantă și vă arăt în detaliu cum puteți face curățarea. Mai întâi de toate vreau să vă arăt care sunt rotițele pe care eu vreau să le curăț. Eu folosesc un Epson L805 pentru sublimare, iar pentru a identifica rotițele, pur și simplu deschideți capacul, iar ele se vor regăsi în interior. Acestea sunt rotițele care ne cauzează nouă probleme, în sensul că ne lasă acele urme pe hârtiile de sublimare. Poate nu se vede așa de aici foarte bine, însă ele sunt cele care se murdăresc de cerneală și automat acea cerneală se va transfera pe hârtie sub forma acelor mici rotițe. Acestea sunt cele pe care noi trebuie să le curățăm, iar pentru a ajunge la ele ne întoarcem în fața imprimantei unde ne deschidem capacul și ne vom folosi de această parte. Pe aici vom introduce cartonul care îl vom folosi pentru curățare. Dar vă arăt imediat în detaliu. Spuneam că o să mă folosesc de carton și de o bucată de pânză și voi face exact așa. Îmi voi pune pânza peste carton și îmi voi introduce prin interior cartonul astfel încât să-mi ajungă până la rotițe.
Și acum că am introdus cartonul cu material, ceea ce voi face este să mă folosesc de această mică sticluță cu acul de care vă spuneam în vârf și o să-mi pun pur și simplu niște alcool izopropilic pe roțile dințate. Nu foarte mult, pur și simplu stropiți puțin roțile, le lăsăm să se moaie puțin. Și ceea ce voi face mai departe este pur și simplu să apăs eventual pe această tijă, astfel încât să rămână în permanență rotițele în contact cu materialul meu și o să-mi dau față-spate și o să mișc cartonul. Vedeți că ele se rotesc și automat dacă am cerneală pe ele, aceasta îmi va ajunge pe material. Și după cum se vede, deja începe cerneala să mi se ducă pe material. Poate nu sunt foarte murdare rotițele mele, însă suficient de murdare încât să-mi rămână acele mici urme pe Easy Sabli. Și o să fac același lucru și o să mă duc până în capăt. Iar aici o să repet procesul și pentru celelalte rotițe. La fel, țineți presat un pic, astfel încât să vă asigurați că rotițele rămân în permanență în contact cu materialul. Și apoi pur și simplu mergeți dintr-o parte într-alta și repetați procesul. Haideți să vedem dacă am obținut ceva mizerie. Cam așa arată materialul meu după ce am încercat să curăț rotițele. Se vede clar că sunt ceva urme de cerneală pe material. O să-mi șterg surplusul de alcool de pe această bară. Și bineînțeles că puteți repeta din nou procesul până când bucata voastră de material este curată. Eu o să mai continui să mai curăț puțin. Și ne vedem imediat la următorul pas în care vom face un test de printare. Am terminat de făcut și curățarea. Ați văzut că nu este absolut nimic complicat și nu aveți nevoie de materiale speciale. Aveți nevoie doar de un alcool izopropilic, de o bucată de material și de un carton. Cam astea sunt cele trei elemente de care aveți nevoie. Curățarea este gata. Între timp am făcut și un test de printare să mă asigur că totul este în regulă și așa arată un test reușit, în momentul în care toate liniile sunt continue și nu aveți nicio discontinuitate. Ceea ce mai rămâne de făcut este să fac încă o dată printarea, însă folosim setări noi. Haideți să vă arăt setările și să facem o nouă printare. Pentru a printa noua imagine cu noile setări, o să mă duc la opțiunea de printare. Din nou pun pe portret. Formatul hârtiei este 10x15 cm. Îmi schimb pe Epson Matte, ca și până acum, calitatea de printare și o să las pe standard. Apăs OK. Îmi pun foaia și facem printarea. Cam așa arată printul, mult mai bun decât cel anterior, însă la fel o să-l pun sub presa încălzită pentru a se usca cerneala, dacă mai este caz, și apoi putem face o comparație între cele două printuri. Am lăsat și cel de-al doilea print la uscat sub platanul presei
și mi s-a uscat și vreau să ne uităm împreună care este diferența între cele două printuri. Există o diferență, încă nu este perfect printul și s-ar putea să fie totuși de la hârtia Easy Sabli, pentru că pe hârtie de sublimare arată totul foarte bine. Dar haideți să vă arăt. Spuneam că acesta este primul print pe care l-am realizat, în care cerneala neagră mi s-a împrăștiat foarte tare peste culori. Tot aici aveam urmele rotițelor, chiar dacă nu se vede foarte bine, le aveam în zona aceasta și în zona aceasta. Însă odată ce am făcut noile modificări și curățarea rotițelor, printul mi-arată cam așa. În primul rând, nu mai am nicio urmă de rotiță nicăieri, am analizat în detaliu poza și nu mai am acele urme de rotițe, însă cerneala neagră încă mi s-a împrăștiat puțin, mult mai puțin decât la celălalt print, dacă ar fi să le pun prin comparație. Vedeți că e o diferență între ele. Acesta este cu noile setări și după ce curățarea a fost făcută, cam așa arată, iar aceasta este dinainte. O să le aplic amândouă pe o bucată de material să vedem și cum arată după presare, însă, cu siguranță, cu noile setări, veți obține rezultate mult mai bune la printare. V-am spus, pe hârtia de sublimare totul mi este perfect, nu am nici rotițe, cerneala neagră nu se împrăștie, însă se pare că pe Easy Sabli încă sunt ceva probleme. Dacă voi ați făcut sau dacă voi faceți printarea direct pe Easy Sabli și nu aveți niciun fel de problemă, vă rog frumos, spuneți-mi și mie secretul, pentru că sunt foarte interesată de acest subiect. Ok, haideți să vă arăt încă o dată în detaliu fiecare print în parte, după care le vom aplica pe o bucată de material. Mi-am pornit presa și am setat-o pentru o temperatură de 190 de grade și vom face o presare timp de 45 de secunde. Între timp, însă, o să-mi pun bucata de material care urmează să o folosim pentru aplicarea celor două printuri. E aceeași țesătură albă. Îndepărtez mai întâi baza suport, pentru că știți că Easy Sabli vine cu o bază suport pe care trebuie să îndepărtați. Iar aici voi pune primul print pe care l-am realizat. Sub el voi pune cel de-al doilea print pe care l-am realizat după ce am schimbat setările imprimantei, dar am și curățat roțile imprimantei. Apoi o să-mi pun o hârtie de copt. Pas obligatoriu pe care trebuie să-l faceți în momentul în care folosiți sublimare. Și apoi facem o presare pentru 45 de secunde. Ok, am ajuns la final. O să îndepărtez hârtia și ne vedem direct cu rezultatele finale. Ok, ne-am întors la masă de lucru pentru că vreau să vă arăt mai în detaliu ce rezultate am obținut. Acesta este primul print, cel în care aveam o viteză de printare mare și aveam ca și calitate de printare pe high și vă spuneam că mi s-a împrăștiat foarte tare culoarea negru, iar pe lângă asta am și urmele rotițelor. Le-am și pe aici, le-am și pe aici. Le-au ieșit mult mai mult în evidență odată ce materialul a fost presat. Le-am și pe aici. Apoi, odată ce am făcut niște schimbări în setările imprimantei, și anume am redus viteza de printare și am pus ca și calitate de printare pe standard, iar pe lângă asta am curățat și rotițele imprimantei, am obținut acest rezultat. Nu mai am niciun fel de urmă de rotițe, ceea ce mă bucură foarte mult că am îndepărtat această problemă, însă mai am o mică problemă la partea de negru în care cerneala s-a mai împrăștiat puțin, însă mult mai puțin comparativ cu prima opțiune. Dacă e să le pun așa, cam acestea sunt rezultatele pe care le-am obținut. E clar că este o diferență, o îmbunătățire majoră între cele două tipuri de printuri și eu momentan mă declar mulțumită. Am ajuns la finalul clipului și sper că v-a fost un clip folositor în care ați cules anumite informații care vă pot ajuta pe voi să eliminați aceste mici neplăceri la momentul în care printați pe o imprimantă de sublimare. Pentru mine sunt ceva schimbări care mă mulțumesc momentan, încă o să mai
încerc să mai descoper cum pot să fac încât să nu mi se mai împrăște absolut deloc culoarea, dar una peste alta eu sunt mulțumită de ceea ce am obținut. Sper că și pe voi vă mulțumește și o să puneți în aplicare atât setările pe care eu vi le-am arătat, cât și mod de curățare a rotițelor. Iar până data viitoare eu vă doresc să aveți o zi minunată și vă aștept și în secțiunea de comentarii dacă aveți propuneri de noi clipuri sau întrebări legate de ceea ce am făcut până acum. Vă mulțumesc!